Astăzi, Biserica Sfântul Grigorie Teologul din Galați și-a sărbătorit hramul. Cu acest prilej, înalt preasfințitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, a oficiat Sfânta Liturghie. Luminătorul sufletelor noastre, dar și al minților noastre, Sfântul Grigorie Teologul, vorbitorul cu Dumnezeu, are mulți ucenici în familiile creștine, mai ales în această parohie, care este ocrotită cerește, dar și întărită duhovnicește prin lucrarea preoților și a credincioșilor și mai ales a tineretului de Sfântul Grigorie Teologul. Prin grija pentru educația tinerilor și prin respectul față de vârstnici, avem speranța, cum a spus unul din tineri, într-o societate mai dreaptă și mai bună. În ce privește construcția bisericii noastre, nădăjduim că anul acesta vom face slujba de sfințire, întrucât interiorul este pregătit. Luna viitoare vom monta catapeteasma nouă, vom monta ușile noi și, bineînțeles, vom definitiva lucrările de tencuiele exterioare, care, după cum se văd, sunt absolut necesare sfințirii și inaugurării bisericii noi. Credem că anul acesta și hramul acesta închinat Sfântului Grigorie este ultimul săvârșit în această capelă. La finalul slujbei, 7 elevi cu rezultate deosebite la învățătură au primit cărți, icoane, precum și premii în bani. Vreau să le mulțumesc în primul rând profesorilor care m-au îndrumat să fiu bună la învățătură și în al doilea rând părinților mei care m-au susținut în tot ceea ce am făcut. Fără Dumnezeu nu putem face nimic și mulțumesc profesoarei de religie pentru îndrumările sale. Trebuie în primul rând să stăm uniți, toți creștinii, să fim o societate unită pentru că viitorul nostru se bazează pe acest lucru, în primul rând. Trebuie să ne ajutăm unii pe alții, necontând etnia, rasa. Ierarhul le-a împărțit credincioșilor peste 500 de pachete cu hrană caldă. Astăzi am pregătit masa de prânz pentru Căminul Ion Creangă, 50 de copii. Suntem alături de ei de întotdeauna când suntem solicitați și la fel de bine avem două familii cu 4 copii cu dezabilități care în fiecare an mergem și îi ajutăm cu alimente și chiar și cu bani. Parohia Sfântul Grigorie Teologul a fost înființată în noiembrie 2002. În anul 2013 a fost construit acoperișul și au fost așezate turlele, iar în 2015 au fost executate lucrări de tencuire și finisări interioare.